Declarații alucinante făcute de fostul manager al Institutului Matei Balcea, Adrian Străinu Cercel, spune că nu știe de ce pacienții foloseau reșouri, pentru că în instituție nu erau probleme cu căldura. Cercel a dat vina pentru această situație pe rudele victimelor. Citez, sunt aparținători cărora le spui să nu facă ceva, dar ei fac, am încheiat citatul, a declarat actualul senator. Chiar dacă nu se știe oficial de la ce a pornit incendiul, fostul manager al institutului a găsit deja prilejul de a se spăla pe mâini. Senatorul PSD-ist susține că la Matei Balș nu erau probleme cu căldura, dar nu exclude posibilitatea ca pacienții să fi folosit aeroterme sau reșouri. E foarte greu să spun, pentru că pacienții sunt pacienți, oricât te spune să nu facă anumite lucruri, au aparținători care tot fac, deci e practic imposibil să fac o astfel de afirmație. Cercel spune și că institutul în care 4 oameni și-au pierdut viața ar fi avut toate verificările tehnice la zi. Ultima dată a fost noiembrie, iar instalația de oxigen care a fost refăcută în totalitate este din noiembrie, decembrie și chiar și în luna ianuarie. Bun, deci, practic, revizuirile au fost făcute în mod constant. Mai mult, Cercel susține că rudele pacienților mutați au primit toate informațiile necesare, lucru contrazis însă chiar de oameni. Spitalele care au primit pacienții de la noi au și informat familiile. Au fost transferați toți pacienții care nu aveau loc în institut. În momentul de față ne-am regrupat și evident că vom continua să ne facem treaba de medici.